Sâmbătă 7 octombrie 2017 mă aflu în localitatea Urleta din județul Prahova, în crescătoria campionului național, domnul Radu Cristinel, pe care îl salut, dânsul aici lângă noi. M-am găsit printre porumbei pe vremea urâtă, ploioasă de toamnă, mocănească, da, așa. Da, e sâmbătă și... Da. Am fost puțin mai devreme la porumbei, alături împreună cu dumneavoastră. Am făcut și câteva filmări la pui, la porumbei din lotul de zbor. Am trecut și la matcă puțin. Acum am plăcerea să filmez pe una dintre marile campioane ale dumneavoastră, ale județului Prahova și ale României, la categoria maraton, dacă nu greșesc, da? Locul 1 național maraton în anul 2015, în cadrul FCPR. Dacă sunteți amabili să ne dați seria acestei FML, să ne spuneți ce serie are. 0163872 de 2012. Din 2012, o FML extraordinară. O mai zburați acum? Anul nu, femela a trecut la lotul de matcă. Da. Câți ani a zburat-o, domnul Radu? 3 ani. Deci, toamna capului și încă 3 ani. Da. Și încă 3 ani, am înțeles. Și a obținut niște performanțe deosebite. Este? Da. Da. Vă așteptați la așa ceva? Tot sperăm, nu? Da. Acum a venit vremea și a sunat... ceasul la noastră, într-adevăr, o femeie foarte frumoasă, am ținut-o puțin mai devreme în mână, o altă caracteristică a ei, pe lângă aspectul fizic deosebit, foarte ușoară ca și talie. Da, e porumbei de vandrăpuiel. Exact. Femeile sunt micuțe și talie mică. Da, mică și ușoară, da, și frumoasă. Dați-ne câteva detalii despre originea ei, dacă... Da, este origine 100% vandrăpuiel. Da. Dintr-un porumbel primit cadou. Iarăși. Da. Bunicul ei. Deci bunicul ei practic a fost primit cadou, da, nu? Da, de prietenul meu, Mihalache Daniel, care țin să-i mulțumesc pe această cale. Este un băiat extraordinar, într-adevăr. Da, da. V-a ajutat mult. Și-a adus porumbei și o să întărească columbofilia la Prahova. Într-adevăr, așa e. Mulți nu dau valoare pentru asta, dar... Dar uitați că la noastră în crescătorie, da, vine și sub o pregătire atentă. Ați obținut niște rezultate impresionante, este? Da, da. Foarte... Deci e record al Prahovei, practic. Niciodată la Prahova nu s-a adus locul 1 național maraton. La categoria maraton, pentru că Prahova are un traseu greu, într-adevăr, cu mai multe lanțuri muntoase în față și ca să ajungă, de exemplu, la Praga până acasă, trebuie să treacă ceva munți, nu? Da. Se pierd foarte mulți, da. Cedează. Deci ea, dacă am înțeles bine, ca și origine, ca și sânge, e 100% Van der Poel, da? Da, Van der Poel, din... Blue Diamond. Blue Diamond, da. Blue Diamond, da, și ceva din T-Rex, din porumbei de T-Rex, care are ceva Haggers. Câți porumbei ați avut la bază de la prietenul? Câți v-a dat domnul Dan? Câți v-a dat? Câți originali Van der Poel v-a dat? Cu câți ați plecat la drum, de exemplu? Deci am avut vreo 8 perechi. O pereche ați avut, nu? 8 perechi și doar dintr-una a confirmat. Da. Din care se trage și campioana. Și după aia, în timp, și am avut mulți iarăși la Carlos. De la Carlos Marquez, nu? Da, și au... N-au confirmat în prima, în original n-au confirmat. Și ați avut răbdare cu ei, domnul Radu, ca da, să scoateți la nepoți? Da, am ținut doar de noi a doi care au mers. Atât, nu, dar zic ca și... Că totuși îți trebuie aici puțin răbdare până la urmă, cum să-i zicem, da? Ca da. Să nu, că... Nu puteți, de exemplu, la cu vârsta de un an la Yarling să vreți cu el să ajungeți cu el la Praga, cât aveți, 1050 de km până la Praga, da, nu? Da. Trebuie să-l lăsați puțin să maturizeze. Am înțeles că sușa asta de Van der Poel e una care se maturizează mai greu? Da, e mai greu, așa ai mei. Deci nu știu la cineva, deci ea a confirmat locurile de 1 la maratoanele, da. La fond vin, dar la maraton cedează, rămâne câte 1 și... Da, într-adevăr. Cedează la vârsta de un an. Uh-huh. Am înțeles că în decursul anului v-ați introdus la matcă mai mulți... Da, descendenți. Mai mulți descendenți, da, frați direct, nu? Da, și fii. Sunt vreo 6 la matcă și merg pe ei, i-am adus. V-ați clădit practic o familie pe... Da, îmi plac porumbei ăștia. Văd că vin. Pe perechea respectivă. Da, femela... Deci nu a fost întâmplare de... Da, obțin rezultatele astea. Am înțeles că și produși din ea v-au confirmat în decursul anilor după aia, nu? Da, un nepot, un strănepot al ei a confirmat la domnul Cosmin Olteanu, la corabia, la Columbodrom anul ăsta. Da, da, deci femeia care a venit acum pe locul 2? Da, are 25% din femeia asta. E 25% din ea, da? Frumos, interesant, n-am știut.
Și, deci femeia la un an de zile a zburat 5 fonduri. Da. A clasat 3 și are locul 6 fond tineret în 2013. Da, frumos. În 2014 am zburat-o să fac palmares. Și îmi veneau la sosirile, de fond. Da. Îmi veneau la 11 noaptea, 12, așa am târziu? Avut-o și la 2 noaptea. Serios? Da. Este extraordinar. Foarte târziu. Și apoi, după treaba asta, am angajat-o la Berlin. Și la Berlin, a patra zi dimineață, a sosit acasă. Și a venit fără desculță, n-avea nimic pe picioare. Deci norocul a fost că s-a întors. Da. Și atunci nu era niciun porumbel la Prahova a venit. După 4 zile? Da. În sensul că nu mai avea chip când avea, nu? Da, nu. Aveam o Hiclava și îmbarcat și trebuia să descarc ceasul. Și nu puteam să îmbarc pentru Berlin. Care am băgat maratonul acela. Da. Și am băgat-o cu clemă de cauciuc. Da. Și a venit sticker, și... nici fără sticker, nici fără... Deci n-a mai venit nici cu sticker, nici cu clemă, cu nimic. Nimic, da. Frumos. Și foarte grasă, frumos. Deci pe undeva a stat, da, s-a odihnit. Ori a intrat în febră după prima zi, da, ceva s-a întâmplat cu ea. Cu cine să mai mă cer, cu ei să le mai zic. Da. Zice, mă laud că a venit femeia la... Da. Stai, am lăsat-o moartă. Cu cine să mai... Frumos, într-adevăr. Și... În 2015... Porumbei de mare valoare. Norocul, deci al treilea an, în 2015, locul 1 la Loț. A explodat. Din 1800 de porumbei. Da. La Prahova. Da. Deci, cu vânt în spate, au venit porumbei cu viteză foarte mare. Au venit cu viteză mare, nu? Da, da. Nu mai ne aduc aminte, dar au venit cu viteză, cu vânt. Deci la distanță... Cât aveți până acolo? 870. Da. Cam așa. Deci locul 1 la Loț. Și apoi a fost Liberețul seminațional, care am jucat cu Harghita, Brașovul, Covazna, da. Prahova. Sunteți obligați din lipsa numericului, bănuiesc, nu? Da, ne-am unit cu ei și am... La o zonă mare, câte 4 județe, nu? Da, da. Și fiecare a băgat ce e mai bun. Corect. La 9 dimineața, caniculă, cea mai mare caniculă a fost în ziua aia. Caniculă foarte mare, în Ungaria a fost record de caniculă. Și n-a sosit nimic în prima zi, au și lansat mai târziu. Și dimineața a doua zi v-a făcut surpriză? Dimineața, nu, dimineața m-am tot uitat eu. Și noaptea m-am sculat, că știam că are sosiri din astea, nu cu urme, tot o așteptam. Dar oricum, nu cred că vi-l lua în ceas, tot a doua zi dimineața la... Și nu, a venit... A anunțat la Sabu Zoltan și la 5 minute după Sabu Zoltan a venit el. Deci la Arghita, cu distanța aproape 200 de kilometri. Da, super, a fost locul 1 detașat. Detașat cu 2 ore, între locul 1 și locul 2. Foarte frumos. Apoi a sosit încă un porumbel tot la Prahova. Și pe alu Sabo Zoltan l-a aruncat locul 3. Da. La libere acolo. S-au tocat porumbei, s-au dus porumbei acolo. Ați avut concursul 7 zile, nu? Maratonul toacă mulți porumbei, nu? Da, s-a tocat foarte greu. Și eu am avut 2 acolo. Ce-au? 4 lansați care au plasat. Da. Am venit a 4-a zi. 3-a, 4-a zi. Trebuie răbdare. La maratoane trebuie răbdare. Este? Da. Că... Super. Și... Super femeie. Ați reușit, ați reprodus ceva din ea până acum, în afară de... Da, am reprodus și se pare că nepoții... Mi-am băgat mulți fii din apă, în matcă. Din ea, nu? Din ea. Am zburat 4. Am zburat, deci... Primii 4 mi-am scos, pentru mine am furat-o și la ouă, nu să face așa ceva. Aha, a spăcălit-o la ouă, nu? Da. Da. Și am scos 4 pentru mine și am zburat. Și am băgat la 600 de kilometri anul ăsta la Medica și 2 s-au pierdut. Au venit doar 2. Da. Oricum, deci, zburată și pe pământ. Produci din ea zburat și pe... Și a fost în 4 frați, doar ea a rezistat. Nici nu e toți să rup pământul, gata. Am prins linia asta, rup pământul. Da, dar... cu orice produs... Trebuie multă muncă și iese câte unul de excepție. Păi ăștia-i căutăm. Oricum, va ieși bine. Unul din 4 e bine. Da. E foarte bine, deci un procentaj de 25% undeva e super. Da.
Păi stai căutăm de excepții, porumbei exact. Rari, porumbei într-adevăr. Sunt rari, foarte rari. Într-adevăr. Și poate îi faci, la noi la Prahova se face cu porumbul ăsta. Poate odată în viață, unor niciodată. Nu știu, Prahova acum prin locuri de la locul 100 național. Așa e. La maraton. Așa slab, e. Slab. Vă mulțumim pentru prezentare și vă felicităm pentru pasăre excelentă pe care o dețineți. Vă dorim mult succes în continuare. Mulțumesc. Cu fii și nepoți din ea. Da. Toate cele bune. Sperăm că de-aia îi ținem. Sigur. Eu o să vedeți că o să mai apară rezultatele. Sunteți da. Un crescător care deja, eu cum sunt, să zic... Sunt și mai dur cu ei. Eu alerg porumbei. Porumbei mei trebuie să zboare. Da, mi-a zis. Dar sunt și porumbei vrenge. Ei zboară. Zboară, zboară de plăcere, nu? De plăcere, dar rămân fără carne. Nu forțați, da. Da. De-aia le dau și mâncare de, nu, de îmbelșug. Într-adevăr. Zburând atâta, trebuie să îi compensez. Ca să, față, să facă față efortului, da. Porumbei... rezistenții. Da, și niște porumbei foarte iuți. Deci pică treaba cu calmi, cu astea, nu știu, la mine sunt iuți. Pui, alerg după ei ca pe pătrânichi. În condițiile în care stați totuși multe ore printre da, ei. Da, sunt sălbatici, deci, așa, sunt porumbei. Da. Tipul ăsta de porumbei, dacă nu-i prins bine, să-ți bate până își rupe pana în mână. Deci okay. Trebuie să fii foarte amet cu ei. Super. Unde ești al Van der Poel. O să filmăm acum și pedigreul femelei. Precum și placheta pe care a obținut-o prin câștigarea locului 1 național, da? Da. Imediat.